În perioada pandemiei, știu, nu vrei să-ți aduci aminte, dar fac o referință la ratele de obândă. În acea perioadă au scăzut foarte mult ratele de politică monetară. Banca Centrală le-a scăzut foarte mult spre zero. Cât să creeze acest bani ieftin, să te poți împrumuta și să creeze, să zicem, un stimulant în economie. Ei bine, după ce a venit inflație foarte mare ulterior pandemiei sau chiar în timpul respectiv, am văzut în 2022, în 2023 deja ușor-ușor a început să scadă, dar în 2022 am văzut vârf de inflație la nivel internațional și cu războiul dintre Rusia și Ucraina și cu alte tensiuni care s-au întâmplat, rata inflației a crescut foarte mult și pe hârtie era bine, 5%, 7%, 10%. În realitate a fost mult mai mare și este resimțit de toată lumea, dar important este să înțelegem un lucru. Această rata inflației a fost catalizată de mai mulți factori. Importantă este reacția pe care a avut-o Banca Centrală. A început să crească ratele de politică monetară din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. 8 ședințe consecutive, ultimele ședințe, a păstrat rata de politică monetară neschimbată la cel mai înalt vârf din ultimii 23 de ani. Și acum, vedem în întreaga lume că încep să scadă ratele de politică monetară. În România au scăzut puțin, am văzut Banca Angliei, a luat decizia, nu ușor, nu ușor, erau păreri foarte împărțite, a luat decizia să scadă rata de politică monetară. Jerome Powell nu a luat-o încă, guvernatorul Băncii Centrale din America. În continuare o ține sus, și probabil că în septembrie o să scadă prima dată. Întrebarea este: o să scadă cu 25 de puncte de bază sau cu 50 de puncte? Și chiar dacă o să scadă, oare o să fie de ajuns în acest peisaj economic pătat de panică? În ultima perioadă, efectiv, vezi panică și s-a accelerat și se simte asta în bursă. Ei bine, vom vedea ce face, vom urmări. A spus la ultima conferință că cel mai probabil o să scadă în septembrie cu cât o să scadă, probabil cu 25 de puncte de bază. Am văzut bănci precum Bank of America, am văzut banca Bank of America spune 25 de puncte de bază, Goldman Sachs, a doua bancă din această discuție spune 50 de puncte de bază, probabil dacă condiționat raportul cu privire la piața muncii o să fie slab și luna viitoare, înainte să ia decizia în septembrie, deci condiționează decizia pe baza indicatorilor economici. De asta spune tot timpul Jerome Powell și parcă preciclează aceeași informație din ce în ce mai că este dependent de date. Da? Este dependent de date și încă nu poate să ia decizia. Prea bine, dar noi trebuie să știm ce se întâmplă. Și când spun noi, mă refer participanți în piața bursieră de acțiuni. Noi suntem investitori retail, gândește-te investitori instituționali care trebuie să plaseze banii, trebuie să aibă o alocare optimă între clase de active. Și atunci, Toată lumea așteaptă această rată de dobândă. Unii spun că e posibil să fie chiar și o întâlnire de urgență a băncii centrale să scadă mai repede decât să liniștească puțin apele. Nu cred că se va întâmpla asta, dar este o opțiune pe care trebuie să o luăm în calcul. Acum, cel mai probabil o să scadă în septembrie cu 25 de puncte de bază. Am văzut că Jerome Paul are o atitudine prudentă și acum contează și din punct de vedere politic dacă se aliază cu Trump. Am văzut că înainte Trump a spus că o să-l schimbe, dacă o să câștige și o să fie președinte, ulterior a spus că nu o să-l mai schimbe. Și atunci e posibil să se fi făcut o alianță în spate, e posibil să lase acum pe finalul mandatului curent cu Kamala Harris și cu Joe Biden, să lase situația, să spunem, mai nefericită, cât, să zicem, votanții să se îndrepte către Trump și după să scadă și să facă anumite lucruri, aici este o speculație deja, nu avem date, este pur speculativ, să știi, adică să nu e ca atare ce zic, dar este o școală de gândire și trebuie să luăm în calcul mai multe puncte de vedere în momentul în care luăm decizii și să înțelegem ce se întâmplă. Acum, vreau să discutăm despre ratele de dobândă, cu cât scade ratele de dobândă, ce integrează piața și să ne uităm pe diverse grafice. Știu că am discutat în mai multe episoade de ratele de dobândă, însă este important să monitorizăm pentru că este un instrument care reglează deciziile de capital, mai ales în acest punct. Și atunci mai sunt și alte situații, conflicte da, geopolitice, vedem în Corea de Nord că se mobilizează față de Corea de Sud. Oare sunt doar niște amenințări goale sau chiar are, să zicem, o intenție sigură, directă? Kim Jong-un. Rămâne de văzut această situație. De asemenea, China se spune că se uită non-stop la Taiwan din ce în ce mai mult. Vedem ce se întâmplă și acolo. Cu o America slabă, lucrurile astea se întâmplă și trebuie să înțelegem lucrurile astea și să ne pregătim. Nu înseamnă că va fi tot timpul slabă, dar în momentul acesta, cât sunt probleme interne, cei din exterior caută să își atingă anumite obiective și să profite. Vedem în Orientul Mijlociu se augmentează din ce în ce mai în conflictul. Am văzut Lockheed Martin din această industrie de defensivă, o numesc ei, de fapt de producție de arme și așa mai departe. Am văzut ce creștere bursieră explozivă a avut. De ce? unde se duc contractele respective, de ce primesc contracte din ce în ce mai mari, de ce încheie, astfel de contracte cu valori uriașe, se pregătește ceva, sunt întrebări rezonabile pe care trebuie să le avem, dar nu trebuie să fim sau să ajungem pradă fricii, panicii, pentru că nu ne duce nicăieri. Dar trebuie să avem o vedere ce se întâmplă și să ne pregătim. Hai să începem acest episod și să trecem prin mai multe grafice, să le înțelegem împreună, să le raționăm și să vedem cum suntem poziționați. Dacă îți place episodul, nu uita să acorzi o apreciere, ne ajută echipa, dar hai să începem. Este remarcabil faptul că randamentul la 2 ani, vorbesc aici de titluri de stat americane, a ajuns la 3,84%. Într-adevăr a avut încercarea să urce către 4% după această scădere bruscă, da? de la 4 și ceva la sută a scăzut la 3,8%, o scădere foarte importantă, vedem cu minus 4,34% da? a înregistrat în această din ședință, efectiv piața o să a speriat și dacă ești la început în investiții sau să zicem că ai un nivel mediu de experiență în investiții, se vor întâmpla multe de-a lungul călătoriei în investiții, de aceea trebuie să rămâi calibrat sau calibrată și să acumulezi periodic și să-ți construiești portofoliul, să nu te sperii, au oh, logat gata, toată lumea discută despre ce urmează, ce crash urmează, dacă investești periodic nu te interesează, o să cumperi la prețuri mai mici și o să fie benefic sau poate chiar să investești mai mult dacă o să avem cu adevărat o Corecție uriașă. În piața de capital nu sunt doar acțiunile, sunt și obligațiunile. Vedem acest ETF. TLT, iShares 20 plus ani, da? cu high duration, la fiecare punct procentual de scădere în ratele de dobândă crește cu foarte mult acest ETF pentru că este high duration. Poți să intri la ei pe website, poți să intri la iShares de la BlackRock și să vezi ce duration are și să vezi ce instrumente sunt și poți să faci hedging în această perioadă în care scad ratele de dobândă, poziționându-ți o parte din portofoliu și în astfel de ETF-uri care au high duration și știu sunt persoane care nu vor să audă sub nicio formă de acest instrument financiar de TLT. De ce? Pentru faptul că au pierdut foarte mulți bani, mă refer poate, nu știu, profit nerealizat, nu neapărat să zicem că n-au vândut, dar de ce? Pentru faptul că au crescut ratele de, de dobândă și deci când au crescut ratele de, de dobândă a scăzut mult prețul acestui ETF, dar acum bineînțeles la polopus opus, cu cât scade ratele de, de dobândă, cu atât crește prețul pentru că este o relație inversă. Ceteris paribus, dacă păstrăm toate cele alte variabile constante. Va trebui neapărat să acoperim Amazon dacă te interesează, lasă un comentariu. A fost într adevăr o scădere uriașă în Amazon după raportări. Vorbim de o scădere de 16% reprezentativă. Întrebarea este dacă merită cumpărat la acest preț. Merită cumpărat sau nu merită cumpărat? Aceasta este întrebarea. Va trebui să răspundem la această întrebare după ce analizăm rezultatele financiare pentru că într adevăr de la 201 dolari americani pe acțiune vedem o scădere la 168 de dolari și se spune că în momentul în care există astfel de scăderi trebuie să acumulăm dacă fundamentul este în continuare bun. Știu, au venit rezultate la scăzut, înseamnă că e de fundament, dar o să vedem de fapt ce a fost. Între timp, sectorul de utilități arată foarte bine. Dacă îți vine să crezi în America, o creștere frumoasă și vedem chiar încă de la începutul 2024 putem să vedem o creștere da, în acest ETF și vedem în ultima perioadă, chiar dacă a fost o scădere în majoritatea ETF-urilor, mai ales Large caps, mai ales companii mari, a fost un defensive bun. Partea de utilități și a rezistat în această corecție. Vedem că Fed este invocat din ce în ce mai mult, cuvântul Fed, Banca Centrală, invocat din ce în ce mai mult în apeluri trimestriale. Vedem că numărul de mențiuni cu privire la Federal Reserve, dar Banca Centrală în apeluri trimestriale, ajunge un vârf, vedem aproape de 400. Vorbesc aici de S&P 500, dar discut și de Stocks 600. Și se spunea că economia nu mai este sensibilă cu privire la ratele de dobândă. Bineînțeles că este. Krause Strike continuă scăderea, vedem minus 50%, o scădere uriașă, vorbesc de 400 de dolari, a atins aproape 400 de dolari, să fiu mai precis 398 de dolari americani per acțiune și după această scădere vedem că se tranzacționează la 219 dolari, practic s-a prăbușit cotația, însă vedem că a fost la un preț de 238 și la începutul 2024 și 273 și 280, dar 219 este într-adevăr destul de mic. Întrebarea este câți clienți o să piardă pentru ce s-a întâmplat, pentru că dacă reușește să-și mențină relațiile comerciale, atunci poate să fie chiar oportun să acumulăm. Dar nu aș face în momentul de față, poate un trade. Revenim la acest ETF, Vanek Vectors Semiconductor. Acoperim mai multe grafici în acest episod pentru că vreau să discutăm despre aceste segmente bursiere. Într-adevăr, semiconductorii au avut o creștere deosebită, dar trebuie să luăm în calcul că acest ETF este la minus 21% de la vârful din iulie. Deci de la vârful din iulie putem să vedem că a fost 283 dolari per unitate de ETF. Vorbesc de ETF-ul semiconductorilor și acum stă la 223, a fost 221 dolari per unitate și vorbesc de o lună distanță. Vedem ce volatilitate poate să fie dacă ești într-un astfel de ETF, ce faci? Da? Poate te întreb ce faci într-un astfel de ETF. Ei bine, încerc să acumulezi mai jos pentru că semiconductorii în continuare au viitor, dar contează și la ce evaluare o faci. Pentru că se investește orbește foarte mult. Personal, am profitat de această creștere în tehnologie, dar nu m-am poziționat în semiconductor direct, nu m-am poziționat nici în tehnologie direct, m-am poziționat în Nasdaq 100. Pentru că Nasdaq 100 are o concentrație mare în semiconductori și tehnologie și a beneficiat creștere frumoasă, care, bine, a fost tinsă la această corecție, dar nu a scăzut la aceeași magnitudine, nu a crescut nici la aceeași magnitudine, dar, bineînțeles, contează ce nivel de risc ai la nivel de portofoliu. Cine ar fi crezut că Nvidia se tranzacționează ca o companie din biotech de capitalizare bursieră mică? Cine ar fi crezut că va exista această corecție reprezentativă de la 140 dolari americani, da, a atins 140 dolari? Putem să vedem asta în iunie anul acesta și la foarte scurt timp, vorbesc de sfârșitul lui iulie, a ajuns 100 de dolari, iar în august acum la început, 105 dolari per acțiune. Merită acumulată Nvidia? Vedem că este la nivelul la care se tranzacționa când? Undeva prin mai, la ce raliu a avut. Undeva, să zicem, pe 20 și ceva mai. Ei bine, aș aștepta să scadă mai mult Nvidia. Nu înseamnă că o să scadă neapărat, dar aș urmări zone de 90 de dolari, aș urmări zone de 80 de dolari. Probabil că nu o să scadă până acolo, dar 90 și puțin e foarte posibil să ajungă și atunci, bineînțeles, e mai atractiv de acumulat la aceste puncte de preț. Trebuie să ai, să zicem, anumite obiective când acumulezi și trebuie să aștepți și mai jos. De asta, personal, o mare parte din portofoliu o am atribuită în numerar. Deocamdată am văzut că și Warren Buffett a vândut foarte mult din Apple și ține numerar abundant. VIX-ul este la maximum din 2024. Vedem la 20, având în vedere că era la un punct atât de mic încât n am mai fost de ani de zile și am acoperit pe canal, a avut o creștere cu 50%, cu 60%, la un moment dat chiar și cu 80%, ceea ce indică mai multă agitație pe burse. Iar iShares Russell 2000 într-adevăr a avut această scădere după ce a avut această creștere frumoasă în iulie, după ce a venit raportul cu rata inflației, având în vedere că încă de la începutul 2024 a fluctuat, am văzut că a scăzut, după a crescut, n-a ținut pasul cu Nasdaq 100, n-a ținut pasul nici măcar cu S&P, cu Russell 1000, n ținut și dintr-o dată crescuse frumos și am zis că începe rotația sau cel puțin că este o tendință diferită pentru că se așteaptă să fie rate de dobândă mai mici, ceea ce bineînțeles va fi benefic pentru companii mici care se refinanțează și au cheltuieli cu dobânzi mai mici ulterior și potențial să zicem au un stres mai mic la nivel financiar, o povară mai mică la nivel financiar, în schimb large caps, companiile mari beneficiază de ratele de dobândă mari pentru că câștigă în titluri de stat bani și acum nu o să mai câștige atât de mult și am văzut văzut o mică rotație, dar după această scădere am văzut cum a scăzut la 213 dolari. Datoriile americane au crescut la un nivel record. Știu că ne-am uitat în trecut și am văzut ce creștere a avut datoria americană, dar gândește-te că a crescut cu 11,6 trilioane de dolari americani și în aceeași perioadă PIB-ul a crescut cu 6,7 trilioane de dolari. Iar în acest PIB sunt cheltuielile statului la un quantum foarte ridicat. Statul se împrumută, cheltuie, PIB mai mare, Ceteris paribus și are deficit mai mare, se raportează la PIB, care în PIB, precum am spus într-un material precedent, există acest component de cheltuială ale statului și ajungi să fii într-un cerc vicios din păcate, în acest sistem fiat. Japonia, care a avut o creștere deosebită, am văzut, era indicele de vârf, când făcea mereu comparații, încă de la începutul anului vedem ce creștere are Japonia, ei bine, Japonia a avut o scădere reprezentativă, minus 15%, da? a înregistrat, practic, de la cel mai înalt punct care a fost atins în iulie. Și este la cel mai mic nivel acum, din ianuarie 25. Deci tot randamentul de frumos pe care l-a avut, A fost Stins. Și astfel de mișcări sunt observate pe bursă. Cine are experiență a trecut prin foarte multă volatilitate. În principal mă adresez persoanelor care sunt la început de drum și care uneori, nu știu, poate că se îngrijorează cu privire la viitorul investițiilor lor și de asta trebuie să acoperim. Interesant este că în aceste incertitudini aurul crește din ce în ce mai mult, atinge aproape vârful la 2500 de dolari pe uncie, din ce putem observa. Vedem că este la 2400. 158 dolari, de deci au scăzut piețele, dar aurul continuă creștere. O să te întreb, dar oare doar în America sunt aceste probleme? Doar în SUA avem aceste scăderi în ratele dobândă, scăderi pe bursă în tehnologie. Ei bine, ar trebui să ne uităm și în China. În China, din ce putem observa, dacă ne uităm la titluri de stat pe 10 ani, sunt la cel mai mic punct istoric, da? Ceea ce, să spunem că ar fi deflație, ar indica deflație vedem că randamentul la 10 ani este la aproape 2,12%. Întrebare de la Analiștii de la Bank of America, sunt oare obligațiunile supraevaluate sau sunt companiile cu o capitalizare bursieră mică, small caps? subevaluate. De ce? Pentru că US High Yield față de Investment Grade Bonds vedem că este la un punct mult mai ridicat decât Russell 2000 este față de S&P 500. Și poate te întrebi, oare la aceste prate dobândă foarte mari, la aceste datorii uriașe, se mai împrumută statul? Oare se mai emit obligațiuni de tipul High Yield în America? Ei bine, vedem cel mai ridicat volum din 2021. Chiar dacă America nu a scăzut încărata de politică monetară și post să fie scăzut în septembrie, aș spune chiar probabil, mai mult decât posibil, alte bănci centrale au început să scadă rata de politică monetară chiar și în România, chiar și Banca Angliei. Și putem să vedem că băncile centrale scad rata de dobândă la cel mai rapid nivel de la COVID din perioada pandemiei vedem deja 35 de scăderi în rata de politică monetară față de 92, bineînțeles, în perioada pandemiei, dar nivelul crește foarte mult, da? Deci vedem că este cel mai mare din perioada pandemiei și am văzut în 2008, 2009, 76. Hai să vedem după ce scade și America și dă tonul în piețe ce se va întâmpla. Posibil să avem un nivel foarte ridicat în ratele de politică monetară scăzute la nivel internațional și atunci trebuie să ne poziționăm foarte bine în piețe pentru că o să fie multă agitație, multă volatilitate, dar și oportunități. Încheiem această analiză complexă. De ce spun complexă? Nu pentru că documentarea este prea complicată, ci pentru că avem foarte multe variabile pe care nu le putem înțelege, trebuie să le unim și doar în perspectivă putem să înțelegem sau să vedem mai limpe de situația. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă concomitent, am văzut prăbușirea CrowdStrike am văzut situația cu Amazon acum o scădere destul de mare și în semiconductori scădere. Vedem tensiune geopolitice, de asemenea incertitudini cu privire la rata de politică monetară. De asemenea, am văzut Banca Anglie a scăzut rata de dobândă, dar am văzut opinii divergente între cei care lucrează la Banca Anglie pentru că sunt incertitudini cu privire la o reaccelerare a inflației, deși procesul dezinflaționist a continuat, poate să fie o reaccelerare a inflației, ceea ce complică din ce în ce mai mult problema. De asta suntem pe canal să înțelegem ce se întâmplă și să ajungem mai aproape de adevăr, în calitate de investitori, dar și persoane responsabile în înțelegerea multitudinii de factori externi care ne înconjoară și care parcă te apasă din ce în ce mai mult, dar cu cât, cel puțin asta este opinia mea, cu cât încep din ce în ce mai mult să înțelegi ce se întâmplă, cu atât ai mai mult control asupra informației, pentru că presa, ai văzut, te hrănește non-stop informația arbitrar așa cum vrea, da, să o transmită, dar cu cât înțelegi mai bine situația, cu atât ai mai mult control asupra deciziilor și cu atât devii, să zicem, imun acestor știri care tot apar și tot apar doar ca să amplifice panica. Până data viitoare te salut și îți doresc tot bine din lume!